Domnul președinte. Am votat pentru un președinte care unește și nu dezbină. Am votat pentru un președinte pentru români, care să muncească în interesul poporului său. Un alt fel de președinte față de președintele pe care l-am avut în ultimii 10 ani. Eu am încredere că românii vor ieși în număr cât mai mare la vot și vor ști să aleagă. Să aleagă un președinte care să continue lucrurile bune care s-au făcut în ultimii 2 ani de zile. Și am speranță că vom alege un astfel de președinte. Cel pe care l-ați ales, de ce considerați că este cel Pentru mai că cel pe care eu l-am ales a demonstrat în ultimii 3 ani de zile că a făcut lucrurile bune pentru România, pentru că a reparat ceea ce au stricat cei dinaintea lui și am convingerea că și românii au văzut lucrurile bune care s-au făcut în ultimii ani. Cât de important este ca oamenii să iasă astăzi? Indiferent de opțiunea lor politică, eu îndemn nemțenii să iese la vot, să nu lase alții să hotărască în locul lor. Este un drept constituțional și este un drept câștigat cu jertfă de înaintașii noștri, de tinerii care au murit la Revoluție. Pentru asta au făcut-o, să avem libertatea de a spune ce gândim și de a ne hotărâ singur soarta. Ce mesaj aveți pentru nemțenii care încă n-au mers la vot? Să iese din casă număr cât mai mare să meargă la vot. Încă o dată spun, este extrem de important să meargă să se exercite acest drept constituțional, să voteze pentru viitorul lor și a copiilor lor.